Pe 1 ianuarie 2007, Uniunea Europeană se pregătește să primească în rândurile sale un nou membru cu drepturi depline, România, țara noastră. Înainte însă de a deschide sticla de șampanie, să ne amintim de cel care a făcut posibil acest lucru, de cel care a spus pentru prima dată țării noastre România, Alexandru Ioan Cuza. Atunci, ca și acum, țara noastră a profitat de un moment istoric care îi era favorabil. Atunci se străduia să o rupă cu trecutul feudal, acum ne străduim să devenim europeni cu adevărat. Acum și atunci ne redefineam identitatea. Acum românii primesc pașapoarte de europeni. Atunci moldovenii și muntenii au primit acte de români. De la Alexandru Ioan Cuza. Intrăm în Europa pe poarta principală, nu sărind gardul. Primirea noastră în marea familie europeană n-ar fi fost posibilă fără unirea lui Cuza. Și iarăși, unirea lui Cuza nu ar fi avut nicio mare importanță dacă nu am fi ajuns în Europa. Vă invit să urmărim un film excepțional despre un personaj excepțional, Alexandru Ioan Cuza. Vizionare plăcută. Ne vedem după film. În timpul lui Cuza a fost prima dată când țara noastră s-a numit România. Toate instituțiile moderne ale României au fost înființate de Cuza, de la statul major al armatei până la mercurialul din piețe. Într-o perioadă extrem de scurtă, România a suferit o schimbare la față majoră. De la o țară agrară care plătea tribut porții otomane, s-a transformat într-o țară modernă, aptă să-și câștige independența și să se trecească în anii care vor urma. Alexandru Ioan Cuza s-a născut la 20 martie 1820 dintr-un tată român și o mamă grecoaică. Tatăl se trăgea dintr-o veche familie moldovenească, o familie de cluceri, spătari, comiși, ispravnici, adică o familie înstărită, de boieri. Alexandru Ioan Cuza și-a petrecut o parte din copilărie la bunici, în așezarea numită Bărboș. A crescut astfel aproape de țărani și printre ei. Poate că și aceasta explică în parte dragostea sa adevărată pentru oamenii satului. Copilul Cuza a învățat la Iași la un pension scump ținut de un francez. În clasă cu el mai erau și alți copii din familii înstărite. La litera A, un copil numit Alexandri Vasile, iar la litera K, copilul Kogălniceanu Mihail. Cu aceste nume în catalog, s-ar putea spune că a fost o generație bună. Cei doi copii ajunși mari vor deveni, în epoca Unirii, colaboratori direcți. Prietenia formată în copilărie a ținut toată viața. Ca și prietenul său, Vasile Alexandri, Cuza visa cariera de doctor și se înscrie la facultatea de medicină. Dar ce să-i faci? Fire sensibilă de moldovean nu suportă testul disecției, așa că se transferă la drept. În vara lui 1834, tânărul Cuza pleacă la Paris ca să-și continue studiile și-și ia bacalaureatul în litere. Apoi se întoarce în țară, intră în armata Moldovei și devine ofițer de carieră. Se înapoiază în țară cu titlul de membru al Societății Economiștilor din Paris, fără a-și termina studiile juridice. Încă din septembrie 1837 devine cadet, ca și Kogălniceanu și alții, pregătindu-se pentru cariera de ofițer. Dar în februarie 1840, la numai câteva luni după sosirea în țară, își dă demisia din armată, intrând în magistratură. Ionescu Mihail. Cuza era un bărbat bine, era de statură mijlocie, avea părul castaniu bogat, ochi albaștri, strălucitori și inteligenți. Atrăgător și plin de farmec, se bucura peste tot de o bună primire. Era un om curtenitor și prietenos, dornic de petreceri și de glume, amuzând pe cei din jur cu snoabele și conversația sa. Tudorache Ionuț. La una din desele petreceri boierești ale Iașului, pentru că exista viață mondenă și atunci, Alexandru Ioan Cuza a cunoscut-o pe Elena Rosetti. S-au plăcut, s-au iubit și în 1844 s-au căsătorit. Deși Alexandru Ioan Cuza nu a fost un soț foarte statornic, ei au alcătuit o familie pe tot timpul vieții. iubirea de la început a fost înlocuită de amiciție și de respect reciproc. Cea mai celebră dintre amantele lui Cuza a fost Maria Obrenovici. Inteligentă, frumoasă și ambițioasă, a avut doi copii cu Cuza, Alexandru și Dimitru. Elena nu putea avea copii, așa că a acceptat să-i adopte pe cei doi fii nelegitimi. Oficial s-a spus că fuseseră adoptați doi copii fără părinți, dar tot Bucureștiul știa adevărul. Ce știm până acum? Avem ca personaj un tânăr înstărit, de familie bună, cu viață mondenă, cu succes la femei, cu un salariu bun la stat. Nu știm ce anume l-a împins pe Alexandru Ioan Cuza să îmbrățișeze cauza unioniștilor. Pentru a înțelege curajul cu care acesta a acceptat să devină simbolul, portdrapelul ideii de unire și riscurile la care se supune acest băiat de salon, e nevoie să înțelegem contextul epocii. Mă numesc Saber, sunt din Tunisia, sunt la penitenciarul Rahva. Mă numesc Canai, sunt din China, sunt din penitenciarul Rahva. Mă numesc San Costel, sunt din penitenciarul Rahva București. Și acum prezentăm melodia Alb-Negru, fără foc nu iese fum. În timpul evenimentelor din 1848, Cuza a fost în primele rânduri. Printre fruntașii adunării, arestați din ordinul domnitorului Mihai Sturza, s-a aflat și Cuza. A reușit apoi să scape de sub pază și să fugă în Transilvania. Mă numesc Echen Mehmet Zeki, sunt de la penitenciarul Rahva, sunt de la Informația Cărișoru, sunt cetățean turc. În timpul domnitorului Grigore Ghica s-a reîntors în țară și în perioada pregătirii Unirii îndeplinea funcția de pârcălap de galați. Ca formă de protest față de falsificarea alegerilor pentru adunările ad hoc din Moldova, Cuza și-a dat demisia din funcție, stârnind admirația contemporanilor. În același veac, în același târg al ieșilor, doi dintre strămoșii lui Alexandru Ioan Cuza au avut parte de o moarte violentă, unul prin spânzurătoare, iar celălalt pierea sub iataganul gâdelui domnesc, la dispoziția autorităților. Nu erau vremuri prea vesele. Nimeni nu se putea simți în siguranță. Demirciler demir dönger ocakta, şimdiki kızlar ne koş olur ocakta vay vay. Orice român știe o leacă de geostrategie. Să vedem ce se întâmpla atunci. Pentru că și atunci și acum marile puteri decideau soarta noastră. Ce trebuie să facem, cum trebuie să ne mișcăm, în ce direcție trebuie să mergem. Care erau marii noștri vecini care trebuia neapărat să-și dea avizul în legătură cu soarta noastră istorică. Iată, avem în răsărit Imperiul Țarist, în sud Imperiul Otoman, în nord și în vest Imperiul Austro-Ungar. Au decis, prin Convenția de la Paris din august 1858, că noi trebuie să avem două guverne, doi domnitori și două adunări. Numai că noi am decis altfel. În loc să avem două țări, doi domni, două guverne, două adunări, am ales o singură țară și un singur domnitor, Alexandru Ioan Cuza. Geostrategie. Bună seara, bun găsit! Mihail Kogălniceanu a dat citirea adresei către adunarea suroră din Valahia, în care arată, citez, vă rugăm dar să vă uniți și voi cu cererea ce am adresat lui Alexandru Ioan I, ca așa în curând, povățuiți de marea idee și sub steagul unirii, să ne întâlnim la Focșani, unde, punând mână de la mână, să ne legăm atât de strâns încât chiar soarta cea mai rea să nu le mai poată despărți. Așadar, fraților, dispară dintre noi toată forma, toată deosebirea din afară. Chiar numele Milcovului contenească de a mai exista în limbajul românesc. Dumnezeu ne-a făcut un singur și același popul. Am încheiat citatul, mergem acum la alte știri. Adunarea electivă de la București și-a deschis lucrările la 22 ianuarie 1859. Încă din prima zi, mii de oameni, mobilizați de tineri unioniști, se adunaseră în fața clădirii unde avea loc adunarea. Mulțimea manifesta vehement. În această atmosferă, în noaptea de 23 spre 24 ianuarie, deputații Partidei Naționale au convocat o ședință la hotelul Concordia, unde au hotărât să propună adunării ca domn al țării românești tot pe Alexandru Ioan Cuza. La 1 ianuarie 1859 a fost ales domn al Moldovei, iar la 24 ianuarie în același an și al țării românești, înfăptuindu-se astfel unirea celor două țări. Cuza a fost cel care a dat acestei noi țări numele de România. Iată ce scria Lajos Kossuth, conducătorul Revoluției Maghiare de la 1848. Un astfel de spirit e necesar ca un popor să întemeieze o patrie sau, dacă a pierdut-o, să o recâștige. În același an, unirea a fost recunoscută de țările Europei. Se năștea România. Unirea Remix DJ Star, cam am azi. Românul dovedește că în sfârșit s-a deșteptat și că în faptă vernicește libertatea ce-a visat. Alesul vostru vă dă astăzi în sfârșit o Românie. Iubiți-vă patria, de acum aveți tăria. Iubiți-vă patria, să trăiască România. Come on break, come on, come on break. Întâmpinând rezistența guvernului și adunării legiuitoare, alcătuite din reprezentanța ai boierimii și marii burghezii, precum și ai bisericii, Cuza dizolvă adunarea legiuitoare din 1863 și formează un guvern sub conducerea lui Mihail Kogălniceanu. Astfel începe modernizarea în forță a României. Cuza a pus bazele României moderne de azi. A pus bazele unor instituții pe care le avem și acum, funcționând sau nu prea. A stabilit capitala la București, a făcut separarea puterilor în stat, a desființat privilegiile de clasă, a stabilit egalitatea între toți oamenii în fața legii, apoi a acordat drepturi și libertăți individuale. Și credeți că e destul? Nu e destul. Luați o foaie și o hârtie și notați în continuare realizările lui Cuza. Iată, legea electorală, legea rurală, codul civil, codul penal, codul comercial. Armata națională, prima armată națională, serviciu statistic, casa de consemnațiuni, cecul de astăzi, cea mai veche bancă pe care ne străduim să o privatizăm. Apoi învățământul obligatoriu. De atunci știu toți românii să scrie și să citească. Apoi muzeul de antichități, în care a intrat deja istoria poporului român, conservatorul de la Iași, școala de arte frumoase de la București, unde preda Teodor Aman, un mare pictor, și universitățile din București și Iași. Cuza a făcut două universități mari, acum e plin de universități mici. În fiecare oraș al țării există o universitate și, desigur, arhivele statului, acolo unde stau consemnate și actele făcute de Cuza. Foarte mult, în atât de puțini ani de domnie. Acesta este Cuza. Hai, tata, ha? Cea mai dramatică rupere de trecut a reprezentat o decizie istorică referitoare la țărani. Cuza proclamă desfințarea de-a pururea a clăcii, țăranii devenind proprietari liberi pe locurile supuse stăpânirilor prin lege și pe brațele de muncă. Moșiile mănăstirilor reprezentau o bună parte din suprafața țării de atunci. Sub domnia lui Cuza s-a decis secularizarea averilor mănăstirești. Pământul revenea, cu alte cuvinte, celor care îl munceau. Țăranii nu mai erau obligați să presteze munci gratuite. Ei deveneau proprietari. Feudalismul dispărea în mod oficial. Iată ce spune Cuza într-o scrisoare. Am fost destul de fericit să realizez unirea, visul secular al românilor, pentru a restitui țării mele a 5-a parte din teritoriul său uzurpat de călugării străini. Am făcut dintr-un milion de țărani clăcași, 1.000.000 de proprietari și cetățeni. Frumos, nu? Sănătate! Alexandru Ioan Cuza a manifestat o grijă deosebită pentru crearea Armatei Naționale. În anii 1860-1864 a sporit numărul unităților militare și a înmânat acestora drapelul tricolor. A fost reorganizat învățământul militar și s-a înființat arsenalul armatei. Este pentru prima dată când România are o singură armată. Și asta a fost posibil prin concentrarea tuturor unităților militare la Florești în primăvara-vara anului 1859. Această unică armată a României avea sarcina să apere țara de eventualii dușmani și să se pregătească pentru independență, ceea ce se va obține sub Carol I. Cuza mărturisește că a fost o alegere grea și că a acceptat-o ca pe o datorie față de poporul român, constând în organizarea vieții economice, politice și instituționale, în condițiile mizeriei, sărăciei, închistării și purtând amprenta corupției ocupațiilor străine. Întrebarea care mă frământă acum este cum un tânăr boem cu aplecare către femei, cu pasiunea jocului de cărți, frivol, ironic, cinic, odată pus în fruntea țării, se transformă fundamental și devine salvatorul ei. Se schimbă în opusul său, devine un vizionar, devine un mare bărbat de stat, devine salvatorul țării. Când este pus să aleagă între prietenii săi și țară, alege țara. Cam rar pentru un român, nu? Iorga spune că dacă vrem să dăm o definiție încăpătoare lui Alexandru Ioan Cuza, trebuie să spunem că a fost un om vrednic de legenda sa și că în jurul său s-a făurit o legendă vrednică de dânsul. Puține personaje istorice au intrat și în legendă. Cuza a intrat. Poveștile despre el au fost adunate în cărți, au circulat de la om la om, au rămas în imaginarul popular. Mulțumesc! Reale sau nu, amintiri inventate, toate acestea au contribuit la crearea unei aureole a domnitorului român. Mulțumesc. Cuza a intrat în legendă și a rămas acolo. Contemporanii din vremea lui Cuza povestesc despre el foarte multe, că mergea prin piețe, că umbla deghizat, căuta nedreptățile, le îndrepta, îi pedepsea pe răufăcători. Faptele sale și poveștile despre faptele sale fac din Cuza nu numai un om al reformelor, ci și un domnitor iubit de poporul lui. Pe bună dreptate s-a spus despre Cuza că a fost pus la marea încercare de a-și menține punctul de vedere împotriva tuturora, împotriva tuturor intrigilor, tuturor tendințelor de răzbunare, împotriva conservatorismului, boierimii de tradițiune, precum și împotriva ipocritului idealism liberal. Aceasta a fost revista presei. Rămâneți cu Dobro și Craiola, Gherila de dimineață. Șpaga era asta, era demonstrația că încă suntem oameni, că încă interpretăm spiritul legii și nu litera ei. Și acum, unde am ajuns? Vezi, cu cât o societate e mai dezvoltată, cu atât doar cei mari au voie să dea șpagă și ai voie să dai numai șpăgile mari. Să-ți cumperi o combinație de rurgic, să-ți cumperi un lanț petrolier și de benzinării, acolo ai voie să dai șpagă. Ăștia mici nu mai au voie să dea șpagă. 337-29-29, sunați-ne și spuneți-ne câteva propoziții despre șpagă. 337-29-29 și puteți să spuneți: mami, mami, sunt la televizor. Mulțumim celor care au scris pe Messenger. M-a întrebat cineva: șpagă sau atenție? Și zic: dar nu e același lucru. Nu, că șpaga atrage atenția. Funny. Alo, bună dimineața! Alo, dimineața! Neața, Claudiu, zi-ți ideea! Deci, ideea mea, mi-am spus-o și colegii dumneavoastră și este următoarea. Șpaga este foarte bună, frate! Cel mai mare dușman al lui Cuza a fost mentalitatea compatrioților săi, care trăiește încă și astăzi. Iată ce spunea Cuza: nu este deloc posibil să se improvizeze educația politică a unui popor, făcându-l să treacă brusc de la un regim patriarhal la un sistem de guvernământ pe care nu-l admite temperamentul unor națiuni, chiar dintre cele mai civilizate. Tristă luciditate. Cuza spune în continuare: din fericire, progresul are legi invincibile. În ciuda dificultăților, cu toată lipsa noastră de experiență și în ciuda greșelilor noastre, România a pornit înainte. Ce aveți voi, dușmani, cu mine? Nu v-am făcut rău nici bine. Eu la nimeni nu mă duc, măi. Vreodată să mă împrumut, măi. Deci să recapitulăm. Nu aveau candidat pentru unire și pentru schimbări, așa că s-au gândit la prietenul Cuza, care a acceptat și împotriva riscurilor a făcut și unirea și reforma. Dar tocmai asta i-a ridicat în cap și foștii prieteni și foștii dușmani. Cu ce i-a supărat? Ce-a greșit? Se pare că domnitorul Cuza se mișca prea repede după gustul prietenilor și mergea prea departe după cel al dușmanilor. Toată viața v-am dat banii, măi. Și ce s-a întâmplat? Tot în cel mai pur stil românesc, și prieteni și dușmani împreună au început să-l vorbească de rău. Care la București, care la Paris, pe unde puteau, după principiu: vorbește pe cineva de rău și până la urmă lumea va începe să creadă. Taxi! Reușesc astfel să-i creeze o imagine proastă și să-l izoleze politic, atât pe plan intern, cât și pe plan extern. Cei care l-au pus domn și cei care s-au opus numirii lui Cuza ca domn, împreună au alcătuit o monstruoasă coaliție care în noaptea de 11 februarie 1866 l-a obligat pe Cuza să abdice și să părăsească țara pentru totdeauna. Cuza știa ce îi se pregătește, dar a acceptat să abdice. Ar fi putut foarte bine să-i aresteze pe complotiști. Toată lumea știa, iar el încă mai avea forța domnească. Dar a acceptat să abdice pentru că altfel armatele celor trei imperii înconjurătoare ar fi cotropit țara noastră. Și s-ar fi dus toate reformele lui Cuza. Tot ceea ce el a clădit s-ar fi năruit. Cuza a pus interesul României deasupra interesului propriu. Cunoașteți mulți bărbați ai istoriei care ar fi făcut asta? Eu nu. Alexandru Ioan Cuza este unic. Este un adevărat erou de poveste. Povestea noastră. Dorul de țară și pribegia îl îmbolnăvesc pe Cuza. Cea care i-a stat la căpătâi când a murit la Heidelberg în 1873 a fost Elena, în timp ce Maria Obrenovici lua parte la un bal la Viena. Victorie târzie a dragostei asupra trupului și a devotamentului asupra pasiunii. Seara, o știre de ultim moment, astăzi 10 mai 1866, în urma plebiscitului acceptat și confirmat atât în țară cât și în afara ei, noul conducător al României este principele german Carol de Hohenzollern Sigmaringen. Haideți să ne reamintim pe scurt cum s-a ajuns la această soluție de compromis. Problema românilor tradiționaliști în gândire este că mai fiecare boier, atât din Moldova cât și din Multenia, este de os de domn, adică cu drept de a fi domnitor. Numai un prinț străin și interzicerea prin Constituție a tuturor titlurilor ereditare de noblețe poate rezolva această problemă. În plus, se va realiza o legătură de sânge cu statele vestice și o rupere de influența Rusiei și a porții otomane. Aceasta va face posibilă înscrierea României între țările civilizate și cunoscute ale continentului nostru. Vom reveni cu știri de la intrarea în țară a principelui Carol I. Mergem acum mai departe. Corpul său neînsuflețit a fost adus în țară și înmormântat la Ruginoasa, în prezența a mii de țărani veniți să-l vadă pentru ultima dată pe cel ce le dăduse pământ. Cuza vodă, văzutu te-am în pace suind scara mărirei și în pace luând calea îngusta nemurirei. O scump amic, domn mare, o nume cu splendoare, sădit pe miriade de libere ogoare. O clipă apărut ai în plaiul veciniciei și vecinice mari fapte lăsat ai României, înălțând din părăsire antica-i demnitate, cu magica unire și sacra libertate. Așa și tu din ceruri ai dulcea mângăiere să vezi a țării tale frumoasă reînviere. Vasile Alexandri. Ne aflăm în Biserica Trei Ierarhi din Iași, unde alături de lespezile funerare ale altor voievozi se află și mormântul lui Alexandru Ioan Cuza. Mormântul, pentru că locul lui Cuza nu e aici. Locul domnitorului Alexandru Ioan Cuza se află în fruntea simbolurilor noastre naționale. Unirea făcută de el este fundamentul României moderne. Fără unirea lui Cuza, Carol I n-ar fi avut ce întregi. Fără unirea lui Cuza, marii poeți ar fi scris în limba unor provincii aproximative. Fără unirea lui Cuza, păsările măiastre ar fi zburat pe un cer străin, ceea ce s-a și întâmplat. Fără unirea lui Cuza, marii sportivi ar fi adunat medalii pentru alte țări. Fără unirea lui Cuza, n-am fi discutat astăzi despre cine este cel mai mare român. Așa, cu unirea lui Cuza, putem să spunem cine este cel mai mare român. Cel mai mare român este Cuza.